înțeles că un băiat a fugit. Personalul de pe ambulanță l-a văzut de la depărtare. La spital au ajuns două fete. Una a fost preluată de echipaj de la ambulanța Neamț și o fată a fost preluată de echipaj EPA. Echipaj? EPA. Ce înseamnă asta? EPA e la pompieri, ISU. Ah, ISU, da. ISU. Fata care, vă pot da informații despre pacienta care am transportat-o noi. 15 ani, cu privire fixă, ușor confuză, cu tensiune și saturație bune, ușor tahicardică, agitată. Inițial echipajul de la ambulanța Neamț a mers în CPU Roman, de unde a fost redirecționat spre pediatrie. Asistenta de pe ambulanță mi-a relatat să-și revenise fata până când a fost predată la pediatrie și ar fi declarat că un coleg a servit-o cu o țigară aparent normală. Spuneți-mi, are Romanul capacitatea de a face aceste analize toxicologice pentru stabilirea a conținutului substanței a drogului? Dar nu știu ce are spitalul Roman. Asta întrebați conducerea de Da. Bun, cât de dese sunt în ultima vreme aceste cazuri? N-au fost așa dese.